Bună ziua, dragi prieteni! Mă aflu în localitatea Racoș, din județul Brașov, la poalele munților Perșani, unde vedeți Oltul. Ne creează forme deosebit de spectaculoase. Imaginile pe care le filmez acum sunt din turnul bisericii. Biserica care se află în cadrul castelului Bethlen din aceeași localitate. Castelul are aspect de cetate, de apărare. Se află într-o stare destul de, hai să spunem, între degradare și cât de cât pus la punct, așa se observă că totuși se reabilitează pentru a fi vizitat de turiști. Înainte de a urca aici în turn, erau aproximativ 20 de turiști, nu de prin părțile locului. Deci, după cum vă spuneam, mă aflu în turnul bisericii din cadrul cetății Bethlen. Această cetate a fost realizată în 1636, consemnată la început ca o construcție cu 3 camere. Cu timpul au apărut și zidurile. Poate vedea și localitatea Racoș, în afara zidurilor cetății, care se extinde pe terasele din dreapta Oltului, în direcția de curgere. Forme spectaculoase sus, vârful dealului, încerc să apropii. Peisaj super mirific, încercăm să ajungem acolo, mai acolo. Încerc să vă mai arăt turn al cetății, care păstrează și păstra legătura cu biserica, cu restul cetății printr-un coridor. Vă arăt coridorul. Bineînțeles, acoperit eu fiind deasupra în turnul bisericii. Câteva aspecte din localitatea Racoș și poale de munți Perșani, după cum cunosc unii, pădurea Bogății.